întâlnești? Mă caută pe cadru și plecai să nu vorbesc, să nu intri, să urli, iar că vorbesc și gesturi cu mine? De când până când ai tu gesturi cu mine? Ce gesturi? De când până când ai gesturi cu mine? De la la mișto. Mă enervezi, mă faci să râd, frate, că minți, inventezi. De luat la mișto inventez. Cu ce te-a la mișto? Că râzi în continuu când zic ceva. Că m-am săturat să stau așa. Nu, ori ești bolnavă, ori te prefaci, mă jur. Du-te, fratele meu, du-te la spital, du-te la spital, du-te la psihiatru. Du-te undeva, că nu e ok cum ești. Ori ești bolnavă, ori nu, nu găsesc explicație. Eu nu cred că ești atât de dezaxată în afara casei, nu cred. Păi nu cred. Ce ești, ce ai? Păi mă enervezi tu că mă acuzi, că vorbesc, că mai auzi pe p***a că se trezește spunând că râd la codru sau dacă aia ți-a apărarea și când ți-a apărarea râdeți amândouă, eu ce să cred? Eu ce să cred? Cred că vă fața ta și mă șochez când spui că vorbesc cu Codruț, că râd, că... Ba, am zis ceva de combinații? Am zis ceva de combinații? Am zis ceva de combinații? Nu. Și atunci? Am zis că vorbiți. Zici că vorbesc. Că vorbiți, nu pe combinații. Și dacă aș vorbi, care ar fi problema? Că nu sunt sălbatică. Oameni buni, nu puneți bip, mă jur. Dacă văd că faci fața asta, Radu, serios, nici tu nu te crezi ce spui. Râzi. Și îl lași loc de interpretat că râzi. Pleacă. Pleacă că spui. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Pleacă de aici că spui. Intri că nu mai râzi. Intri că nu mai râzi. Bă, nu mai intri. Nu mai râdi. Nu mai râdi, du-te, liniștește-te la baie. Nu mai râdi. Adelina, nu mai râdi, du-te la baie. Dar ce ai, mă? Liniștește-te. Vezi că-i nervos. Dar ce ai, mă? De ce râzi? Explică. Nu mai râdi. Ha? Adelina, nu mai râde că e nervos, du-te la baie singură. Dar ce ai făcut? Dar ce ești roșie pe spate pe acolo? Ce ai, mă, potolește-te, femeie! Adelina se enervează când râde, e treaba ta. Știu, frate, dar mă pun controla efectiv. Ce? Lasă singură, lasă singură, lasă. Să nu intre acum înăuntru. Nu intra, că se enervează. Nu intra. Păi... Lasă-o. Stai, mă. Frate, nu pot să mă controlez. Da, mă, dar de ce cauză? Știu. Adelina, da, potolește-te, mă, odată, zi. Zi, mă, potolește-te. A, deci, el spune că vorbesc cu Codruț. Nu pot să nu râd când... Și-a... Fusere, mă. Zi, mă, tu, ce ai, mă? Ce ai tu? Doamne, deci, el zicea să nu vorbești cu Codruț? Mă, zi, mă, oprește-te. Mă, dar dați-o calmată. Hai nu. Hai nu. Nu că... Dar ce ai făcut aici la spate de șoroșii? Nu, de la scaunul ăla. Din gară. Hai nu. Îmi zise dacă intri înăuntru și nu zise că intri înăuntru să nu râzi. Intrai înăuntru, mă, vine să nu pot să intru. Nu intru. Era nervos, că stau eu cu tine. Că o da cu că știu că o da cu. Vine, mă, că stau eu cu tine. Vine că stau eu cu tine, mă. Hai, mă, ce ai? Bă, vine, mă, că stau cu tine. Hai, mă, intră că stau eu cu tine, femeie. Intră, mă, că stau eu cu tine. Doamne, ferește, dar nu mi-e frică să intre. Păi și atunci? Wow. Doamne! Wow. Tot episodul am stat împreună, nu pot să cred. Mai rar se întâmplă așa ceva. Serios? Nu, niciodată pentru tine. Copilul azi. Da, stușoară. Ne aflăm în Casa Puterea Dragostei și pentru că aici se premiază iubirea, am un cec. Acest cec se presupune că ar trebui să fie mânat în această seară cuplului favorit al lunii.
dar ceea ce vreau eu să știu este, avem sau nu cupluri? Hai, mă, avem, dar ne e rușine să facem. Avem sau niciunul. Ne e rușine să ne declarăm. Acum că au zis, papa, ca să facem. Ia uitați ce scrie aici. Eu nu văd. Pentru cuplul favorit de la Puterea Dragostei, sezonul 4. O, ce drăguț. Deci, ce facem cu el? Iana, unde ești? Ce clip este ăsta? Ce-i, mă? Avem sau nu? Mai întreb o dată. Nu. Aici facem. Domnișoara Cristina, aici. Din nefericire. Acolo, acolo. Ia aici, să vedem. Aici. Simona aici. Și Vlăduț, care s-au pupat din ce am înțeles. Da, s-au pupat. Este o informație eronată. Nu minți! E o informație eronată. Minte! Am văzut eu, s-au pupat. Da. Bine, fiți atenți. Nu vreau să insist acum, pentru că nu vreau să pun presiune pe nimeni. Lăsăm cecul aici. Nu mai gândiți. Și discutăm deocamdată despre ceea ce ați făcut voi astăzi. Dar am să încep cumva cu sfârșitul. Și anume, Mădălin și Radu. Da. Ce se întâmplă între voi? Nu se întâmplă nimic, domnișoare Alexandra, doar că unii când sunt un pic propuși spre a vorbi, încep emisiunea tot cu Radu. Adică nu putea să abordeze alt subiect decât Radu. A încercat să mă instige din nou și din nou și din nou a mie. Băi, dar nu te mai da pe victimă, vorbești pe tine cum vorbești. Nu mă interesează. Da. Să am eu reacție asupra lui, pentru că atunci când era în casa fetelor, în momentul în care am venit să iau poza, deja era în mâna lui Codruț, iar când m-a văzut pe scări, ia la poza din mână, i-am spus mai dată, dă poza nouă, și a luat-o el și a băgat-o la sub braț, m-a deranjat, bineînțeles că e normal, n-are ce să caute el cu mâna pe poza, pe poza ei. Și Simona a sesizat și a punctat bine că el face chestia asta doar pentru a mă instiga, chiar și el a spus, poate am vrut să dea în mine. Scurt și pe doi. Acum, varianta mea? Zi. Poznașul de mine, da? Bine, nu, că deja sunt varianta că... și inspirată. Nu, le-am spus cu aberații. Băi, nici măcar nu erai cu mine. Nu veni cu aberații, am văzut pe... Radu, lasă-l și pe el, te rog, pentru că el te-a lăsat să vorbești. Eu nu sunt mai nesimțit, domnul Șac, mai din topul. Nu, lasă, nu mai fi. Acum încolo nu o să mai faci niciun material, e bine? Și stăm aici până... Lasă-mi tu așa, dacă să vorbești și tu. Măi, nu e vorba de materiale, cred că n-ați înțeles. Eu îl respect și lasă vorbească de fiecare dată, da? Tocmai rugam să te lase, Mădălin. Păi da, nu mai... Unii reușesc mai ușor, cu alții mai greu. Da. Dar l-am rugat și el a înțeles. Okay. Zi, te rog. De-aia în frumător. Eu am încercat să fac un pic pe Cupidonul, da? Și am încercat să-i combin pe cei doi, Vlăduț, Simona și Alina cu Alexandru, cu ăsta, cu... Hai că te pierzi, te pierzi, hai mai repede, că te pierzi. Și i-am spus, băi, dacă eu pup ceva din casă, vă pupați și voi între voi? Și i-am spus da. Prima poză era Alina, i-am zis, băi, Alina era deja acolo, dacă vreau, pupam direct pe ea. Și mă, Adelina că e Radu. Din întâmplare era poza Adelina acolo. Da, și bă, ce întâmplare, era și foarte bine aranjată poza asta, nu, Mădălin. Deci chiar erau singurele poze de televizor. Cum ai ajuns la coincidența asta, okay. Mădălin, din întâmplare spre Adelina? Am luat poza aia, am văzut, doamne, chiar mi-a făcut așa poftă de... Lasă-ne, nu mai nara, că ne-am plictisit, nu suntem aici să povestim, Mădălin, suntem aici să dialogăm. Și am pupat-o, dar atenție, bă, nu era pe cadru. Suntem să dialogăm, omule, nu să vorbim, să povestim Ion Creangă. Când ți-ai spus varianta, eu n-am vorbit. Dar noi cu ce am greșit de țipa unul la celălalt. Adică, dacă vreți, vă lăsăm aici și noi toți ieșim. Așa. Nici măcar nu se dădea cadru. El nu știa ce se întâmplă în casa fetelor. Nu știa. Când am făcut gluma aia. Ok. După s-a continuat și s-a dat cadru. Pentru că, na, era un moment foarte interesant și probabil că vrea să vadă Adelina cât de mult o iubesc. Aia a fost, de-aia s-a dat cadru. Păi tu o iubești sau vrei să le enervezi pe Radu, de fapt? Păi dacă sunt despărțiți... Mie-mi place de Adelina, asta nu înseamnă, că ai tu dreptul să pui mâna pe cei al ei. Pe cei al ei? Auzi, băi, tu dai cu șuturile în poze, eu nu fac așa ceva, dar eu respect de Adelina, eu o pup ca o icoană. Dar eu nu te las. Eu am vrut să-i arăt Adelina, am văzut că Adelina nu este respectată. Uite cum am băgat și la Antonia, m-am băgat și la Adelina, na, înseamnă că sunt și cu Antonia? Apoi am luat și cu Antonia. Care-i problema? Sau, de fapt, am dus pentru Antonia în casă, da? Și, dar nu m-am apropiat de nicio secundă. Așa, de la vreo 3 metri să te am. Vezi că deja te duceai, te țineai după Antonia și te-am oprit eu. Iar începeți. A trebuit să schimbe casa, că nu putea să scape de tine. Pentru că din nou și din nou, când se spune ceva, aia faci. A venit bodyguard-ul, deci eu mă jucam cu Antonia și ea râdea. Ce bodyguard, măi? Și a venit bodyguard-ul să se bage între noi, portocaliu, așa, și a venit să-i zică... Ei certându-se... Puțin mai devreme, cu câte vreo jumătate de oră mai devreme, ei erau în contre.
De ce minte? Se încentau, se înjurau. Pentru că eu am ieșit afară și țineam de ușă și el forța ușa. Da, și tu îmi spuneai la ușă, hai să te văd, Mădălin, ce bărbat ești pentru mine, luptă nu, ca să nu, râdeam de tine, nu, râdeam așa de tine. Așa e, Mădălin, ai dreptate, să că nu poți așa deschide așa ușa când eu țin de ușă. Eu țineam de ușă așa. Și nu puteai pentru să o deschizi. Pentru că n-am vrut să te rănesc, asta a fost da, ceva normal. Da, păi, dacă vreau să deschideam. Numai că am vrut să-ți respect decizia, da? Ai văzut? Un bărbat respectos. Am văzut, de-aia forțai ușa. Care nu te înjură. Hai să lăsăm anglerile, că 5 zile ai stat în cușcă și n-ai deschis gura. Asta e problema lui. S-a spus că nu vorbești, ai început din nou să-l atași pe Radu. Despre ce vorbim? Dar nu te-am atacat. Băi, eu m-am zis la Antonia, da? Tu ai venit și te-ai băgat între mine și Antonia și între relația noastră. Mi se pare și normal. Care se forma. Mi se pare și normal. Da? Da. Și apoi am zis, băi, următoarea preferată a mea după Antonia era Adelina și am zis, băi, și m-am băgat bac în relația Adelina, mă bag când este singură. Era singură, nu? Așa știam, că se înjurase, răsea asta și am zis, băi, e momentul meu, hai să strălucesc. Și nu te-am așa, Mădălin, da. Și cine nu te lasă să strălucești? Păi se tot bagă anumite persoane, de exemplu și Vlăduț a avut o reacție foarte ciudățică, dacă mă întrebați pe mine. Ciudățică? Vlăduț s-a băgat la voi, ca să nu iasă un conflict. Preferai să-l lasă te pognească? Nu. Tu nu te-ai băgat între noi, băi, băieți, stați. Da, 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 exact asta am făcut. Ai venit exact asta am făcut. Să puțin ca să faci pe erou tu. Exact asta am făcut. Mădălina de poza, Mădălina de poza. Nu. Pozele nu era proprietatea nimănui, era pur și dar simplu... nu contează motivul pentru care a venit, puțin mă interesează. A venit la tine, te-a împins și l-am luat, l-am împins pe el, am zis lasă-l în pace. Și el încerca să vină din nou spre tine. L-am împins din nou și am spus lasă, iau eu pozele dacă aia te deranjează și tu stai acolo. Și ok, iai tu pozele, dacă nu le iau eu. Și cu toate astea îl tot țineam departe de tine, nu veni să nu știu ce, băi, că pe tine, am ajutat nu pe el. Am hai ajutat să nu se ajungă la o situație mai nașpa. Mi-aducem aminte trecut că de fiecare dată când eu aveam un conflict cu anumite persoane din casă, cu o singură persoană din casă, tu interveneai ca și salvatorul pentru el, care tu nu aveai nicio treabă în discuția aia, știi? Te băgai așa ca musca în lapte, ceea ce mă face să cred că ai acolo o mică alianță și tu, da? Oh, deci până acum, eu cu el, da. Da, 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 mai da. Ales la început, mai ales cu el. La început, bravo, probabil zeu. Că nu v-ați înțeles, iar pe parcurs a zis, bă, hai ca să nu ne mai certăm și astea, suntem de aceeași parte. Nu, dar tu stai de multe ori și dormi, ești da? Deștept. Și îl respecti pe el când... Da, ai dreptate, okay. Ești foarte inteligent. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, revenim după știrile Canal D. Tocmai de aceea nu vom participa la cuplul lunii, ca să văd dacă el se va comporta la fel și va vorbi în continuare cu noi. Nicolas Vreacecu nu o place pe Georgiana și nici Georgiana nu-l place pe el. Încă mai ești tristă că s-a apropiat Simona de Vlăduț? Sunt așa... supărat. Răcită, cred că mă răcesc. Votați trei băieți în ordine aleatorie sunt urmează să aflăm top 3 în cazul fetelor. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. De aceea nu vom participa la cuplul lunii, ca să văd dacă el se va comporta la fel și va vorbi în continuare cu noi. Nicolas Vreacecu nu o place pe Georgiana și nici Georgiana nu-l place pe el. Încă mai ești tristă că s-a apropiat Simona de Vlăduț? Sunt așa... supărat. Răcită, cred că mă răcesc. Votați trei băieți în ordine aleatorie sunt urmează să aflăm top 3 în cazul fetelor. Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala favoriților. Auzi, Mădălin? Da. Cu poza Adeline am înțeles. Vrei să o pup să... Dar cu poza Antoniei ce ai? Pentru că nu știam care să aleg între ele două. Pentru că sunt dragi, nu, ideea e în următor. Ele două sunt prietene. Așa. Asta este problema. Și am văzut... Nu, e adevărul. S-a văzut că sunt prieteni, au stat împreună aici, erau împreună. Ești capabil. Și apoi... Te bagi în seama, așa. Noi, nu ești capabil. Și ideea e în următor. Eu am văzut că Antonia mă tratează puțin cu răceală și cred că Adelina i-a spus, băi, lasă-mi-l mie pe Mădălin, că mie îmi place de el. Tu asta cred că a fost discuție. Du-te la spital. Deci, du-te că ai probleme. De asta am observat. Prima oară am crezut că e vorba de Georgiana și că Antonia era... A? Vrea să mă lase Georgiana. Mădălin, cu de fetele de tine când ne așezăm la gala favoriță și tu spui mie că te place aia. De ce vorbim? Auzi, da, te rog să nu mai numești așa pe colegii tăi și de ce nu-ți doresc să porți un dialog cu Radu?
Pentru că mă crește între ghilimele, nu mai vreau să răspund, mă evită. Păi nu, dar n-avem treabă. Eu îi respect. Este frică. I-am respectat cuplul, nu aveam ce să vorbesc. Da, ți este frică. Da, sunt o amenințare prea mare. De-aia nu vorbesc cu Radu. Respectam cuplul, frumos. Da, da, da. Aveam un cuplu minunat și nu puteam să mă bag între ei cum fac restul din casă. Restul din casă se bagă cu cuplul. El nu vorbește în momentul în care... Nu. Da. Și atunci când am văzut că s-au vrea să le zice doar pe Radu, nu cuplul. Și am zis, băi, să dacă vorbeam cu el și apoi mă dădeam la Adelina, să spunem, i-aș fi înfipt cuțitul în inimă. Au. Și am zis, băi, hai să nu-l bag în seamă și să lasă sufere în tăcere și să-mi văd de Adelina. E bine zis, hai să le vin, mai bine zis, hai să le vin, să nu-l bag în seamă. Un om deștept îi evită, tu ai venit și ai spus acum, prima dată ai spus, am probleme cu Radu, vreau să plec acasă. După ai venit și ai spus, am probleme cu restul, cu tine, nu am nicio treabă, Radule. Nu am nicio treabă, am probleme cu restul. Da, dar nu vreau care să plece acasă. Nu sunt capabil. Nu sunt să citească un joc care se întâmplă aici și da, am ceva. Eu ca tine am postul ca mine în iPhone. Dar te vezi că nu mai ai materiale și mă cauți pe mine, că nu mai știi ce să faci. Nu mai ai subiecte. Mai ai subiecte și vii la voi, emisiunea asta constă doar în materiale, asta e diferența. Voi nu trăiți. Voi cine vorbea? Fixați. Eu nu am vorbit astăzi de niciun cec. Tu ai venit să spui că eu vreau să-ți iau cecul sau ceva. Da, până la cec mai este ceva timp. Antonia, tu crezi că vreodată Mădălin va renunța la ideea de a te avea în viața lui? Nu are ideea de a mă avea în viața lui. Tot ce face Mădălin e să joace rolul, să caute materiale, să vrea circ, să apară, să așa mai departe. Își dorește lucrul ăsta. Păi, nu pentru asta ai venit. Păi, pentru asta ai venit. Cum se contrazic singuri? Eu am stat pat... Zic, continuați. Păi ai început să-ți faci circul acum. Ok. Normal, vrea să enerveze pe toată lumea. Eu până acum 4 zile am tăcut din gură. Acum a început să se lau de mine că dorm pe aici și că nu-i bag în seamă. Acum când îi bag în seamă și cu un gest... Cine te-a în glumă, băgat în seamă, mă, pe tine? Că nu te-a băgat nimeni în seamă că dormi. Eu? Tu veneai. Nici nu mă interesa. Da. Nu mă interesa. Dintr-o glumiță, mi se pare o glumiță. Da, ce-am făcut. Mi se pare nimic. Da, dar problema este că, uite... Tu nu o convingi pe Antonia cu nimic. Păi ea crede că vreau strategii, dar asta încerc să o convinc. Asta vrei. Pe viitor o să o convinc că nu vreau strategii. De exemplu, și Alina mi-a spus că nu există nu m-ar viitor. Vrea... Eu cred că alta e problema și Alina a zis foarte bine. Alina nu m-ar vrea în viața ei pentru că vorbesc prea mult și probabil că e frică că nu are și ea în față. Femeile din casă vor să iasă mult, mai mult în față și eu am zis, băi, mi-am zis. Am luat-o ca... Păi vorbeam de Alina și de aia am vorbit. Și am zis, băi, Alina, uite care-i treaba, că dacă eu aș face un cuplu cu tine, să zicem, femeia iese în față și vorbea și bărbat ține spatele. Asta i-am zis ei, Alina. Și asta e problema femeilor din casă. Că asta spune și ea, că eu fac asta de strategie și că vrea să ies în față, să fac materiale. Asta le e frică, asta e frica femeilor din casa asta. Păi, tu-ți schimbi ideile de la o zi la alta, despre ce vorbim. Auzi, Mădălin, dar cum ți se pare ție faptul că toți cei aflați în casă îi dau dreptate lui Radu? Nimeni nu este de partea ta. De ce? Este evident, pentru că este un grupuleț destul de mare aici, da? Iar încep cu grupurile, Mădălin. Simona, de exemplu, s-a împrietenit iar prima zi cu Adelina. Grupuri, iar păi acuz... și cum dansa cu Adelina pe aici? Singurul grupul încep să-l faci. Pentru că Adelina s-a apropiat de Simona. Pentru că mi se pare normal, sunt colegele mele, da? Și mie mi se pare iar, cum ați spus dumneavoastră, foarte ciudat cum îi se ia apărarea, având în vedere trecutul emisiunii astea și cât rău a făcut un anume personaj și... Ce rău am făcut eu, adică numai din glumițe, n-am făcut mare lucru. Eu n-am sărit la bătaie, deci eu nu s-a la bătaie, mai ești nu se ia nimeni de el. Nu, tu mai ești, mai ești mult frustrat, tu instinct. Da, așa, a fost o glumiță, da? Ok. Bă, mai ești mult frustrat, te întreb și eu. Eu nu sunt frustrat, tu ești frustrat, tu te bagi seama. Ce? Okay. Eu am făcut o glumiță, el a sărit la bătaie. Nimeni nu s-a luat de el, că el a sărit la bătaie, s-a luat de mine că am făcut o glumiță. Asta mi se pare foarte dubios și foarte ciudat. Ce înseamnă s-a la bătaie, nu știi. Nimeni nu i-a spus. Ce glumiță făcuse-i, te țineai după el? Nu, glumița aia, n-am mai avut cea cu poza. Asta cu poza, atât. Da, cu poza. Da. Bine, deci tu în acest moment, Mădălin, îmi spui că Simona este subiectivă. Da, foarte subiectivă, având în vedere că Vlăduț i-a băgat în cap că eu sunt strateg în casă. Deci ea din gală. Nu există așa după ce ceva, m-a cunoscut Mădălin, de două zile. Ascultăm, hai să ne respectăm. Ne respectăm. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.